Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la această nouă ediție specială. De ce specială? Pentru că în cadrul acestei emisiuni mi-am propus să dezbatem, să analizăm participarea unităților militare din garnizoana Roman la actul săvârșirii epopeei noastre naționale 1 decembrie 1918. După 2 ani de neutralitate, cum știm foarte bine, România intră în primul război mondial. O intrare a României în primul război mondial, dorită atât de puterile Antantei, cât și de puterile centrale, datorită potențialului extraordinar în ceea ce privește petrolul, grânele și potențialul uman de care dispunea România la acea dată. Campania Armatei Române din 15 august 1916, declarăm război Austro-Ungariei în primă fază, pentru recâștigarea Transilvaniei, străvechi pământ românesc. Armata română intră în primul război mondial, cum vă spuneam, după 2 ani de neutralitate, nepregătită, practic, atât din punct de vedere al dotării, cât și din punct de vedere politic. După 2 ani, practic, de negocieri extrem de dure, duse cu autoritățile țariste pentru intrarea României în primul război mondial, cu o presiune fantastică din partea Germaniei, în special, nu? Pentru și Austro-Ungariei, pentru afilierea la puterile centrale, România intră la 15 august 1916 în primul război mondial cu intenția declarată de alipire, de aducere a trupu țării a Transilvaniei. Ofensiva armatei române, din păcate, începe pe două fronturi. Deci un plan strategic destul de slab, elaborat, în neconcordanță cu adevăratul potențial al armatei, care după 2 ani de neutralitate nu avea, practic, dotarea corespunzătoare. Deschindem ofensiva, cum vă spuneam, pe două fronturi. Un front în Dobrogea, împotriva trupelor bulgare, iar în perioada 1-6 septembrie 1916, asistăm la cea mai grea înfrângere a armatei române din toate timpurile, este vorba de Turtucaia. La Turtucaia este un adevărat măcel al armatei române acolo, peste 6.000 de morți, 28.000 de prizonieri luați de armata bulgară. O nenorocire, practic, pentru armata română. De cealaltă parte, unitățile subordonate Diviziei 7 Infanterie Roman, mare unitate cu sediul la Roman încă din 1883, alături de încă 3 unități neindivizionate, care nu făceau parte din Divizia 7 Infanterie, erau subordonate 2 dintre ele Diviziei 14 Infanterie Iași, este vorba de Regimentul 24 Artilerie și Regimentul 54 Infanterie, rezerva Regimentului 14 Dorobanți Roman, aflate în subordinea Armatei de Nord, comandate de generalul viitorul mareșan Constantin Prezan, duc o campanie victorioasă în Transilvania. Armata a patra română este singura, sau Armata de Nord, cum este cunoscută, este singura din cele 4 armate cu care debutăm în primul război mondial, care are succese evidente pe fronturile, cum vă spuneam, din Transilvania. În condițiile în care cele 3 armate suferă înfrângeri dezastruoase, vă spuneam de Turtucaia, comandamentul armatei a patra române, comandată de Constantin Prezan, cu unitățile subordonate, din care făceau parte, cum vă spuneam, și unitățile Divizia 14 Iași și Divizia 7 Infanterie Roman, este nevoită să se retragă de pe pozițiile ocupate pe Valea Trotușului, în Comănești, Târgu Ocna, Onești, este nevoită să se mute pe calea ferată în apărarea Bucureștiului, pentru că capitala României era împresurată deja de trupele germano-bulgare. Bătălia Bucureștiului, într-adevăr, din toamna și iarna anului 1916, s-a dovedit de asemenea o bătălie dezastruoasă. Numai Divizia 7 Infanterie Roman, vreau să vă spun, această bătălie a Bucureștiului, care practic s-a încheiat în mod umilitor pentru armata română, pentru societatea românească, la 6 decembrie 1916, când trupele mareșalului german Mackensen și trupele bulgărești defilează prin capitală. Situația României era cu adevărat una disperată. Riscam să dispărem de pe arta Europei. Situație în care Casa Legală a României, instituțiile administrative, guvernul sunt nevoite să ia calea exilului la Iași. În primă fază, Casa Regală a României se mută la Bârlad, la Zorileni, acolo, în primele luni ale retragerii în Moldova. Unitățile române
sunt nevoite să se retragă, hărțuite fiind de această ofensivă extraordinară a trupelor germane, austro-ungare și bulgare către Moldova. Din fericire, frontul se stabilizează pe linia Focșani-Mulasa-Galați. Acolo unitățile din garnizoana romană au aport deosebit. Situația este cu adevărat dramatică, vreau să vă spun, în primăvara anului 1917. Divizia 7 Infanterie pierde, cum vă spuneam, 3 sferturi din efective, o situație cu adevărat dramatică. Începe reorganizarea armatei române, din fericire, venirea misiunii militare franceze cu componentele respective, artilerie, infanterie, aeronautică, sanitară, concomitent, parcă măcelul războiului nu era de ajuns, izbucnește febra recurentă și tifosul exantematic, care fac în rândul populației civile mai multe victime decât în rândul unităților combatante. Situația României era cu adevărat tragică. Sub auspiciile misiunii militare franceze, unitățile se retrag, cum vă spuneam, către Moldova, iar în această zonă a noastră, Roman, Piatra Neamț, până la Bacău, având în vedere că se aflau în partea sedentară, unitățile militare se refac, cum vă spuneam, sub directa supraveghere a ofițerilor, a membrilor misiunii militare franceze, se primește tehnică atât de aviație, aparate de zbor, din Franța, Anglia în această perioadă, piese de artilerie, de asemenea, unitățile sunt restructurate, sunt completate cu efective din rezerviști, pregătiți în perioada scurtă care era în centrele de instrucție ale armatei române, cum vă spuneam, sub supravegherea instructorilor francezi. O situație cu adevărat dramatică, pe acest fond extrem de negru al istoriei noastre naționale, vreau să vă spun, regele Ferdinand vine la Răcăciuni, lângă Bacău, unde unitățile militare, parte din ele erau în refacere, cum vă spuneam, și ține acolo, bine consiliat, Ferdinand ține un discurs memorabil care a intrat în istorie la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, în care promite soldaților țărani, promite împroprietărire și alegeri libere. Acest discurs extraordinar dă o aură extraordinară, practic, soldaților români, pentru că noi vorbim aici de o armată română formată în mare majoritate, în majoritatea covârșitoare din țărani, din oameni simpli, astfel încât ofensiva armatei române de la Mărăști, condusă de mareșalul Averescu în vara anului 1917, este una, în primul rând, dincolo de efectele, să spun așa, militare ale acestei ofensive de la Mărești, este una de un moral extraordinar asupra trupelor noastre, asupra armatei române în general și a moralului societății civile la acea dată. Celelalte două bătălii concomitente de la Oituz și Mărășești, conduse de viitorul mareșal Alexandru Averescu, forțele diviziei 7 Infanterie se subordonează de asta dată, o nouă resubordonare, se subordonează armatei a doua, condusă de Alexandru Averescu, iar armata întâia română, condusă în primă fază de generalul Constantin Cristescu, datorită unor disfuncționalități de comandament cu armata rusă, este schimbat Constantin Cristescu, iar la comandă vine eroul Ieremia Grigorescu, generalul Ieremia Grigorescu, artizanul victoriilor de la Mărășești. Ce este demn de remarcat pentru noi romașcanii în acest context extraordinar al sărbătoririi României Mare, al momentului 1 decembrie 1918? În cele trei mari bătălii din vara anului 1917, unitățile, structurile militare din garnizoana Roman au participat cu efective în toate cele trei bătălii. Un lucru cu adevărat excepțional. Mai mult decât atât, vreau să vă spun, două din regimentele din garnizoana Roman, regimentul 4 Artilerie și regimentul 14 Dorobanț, sunt decorate, se află printre cele 42 de unități de elită ale armatei române, decorate după război, după războiul reîntregirii, cu Ordinul Mihai Viteazu, cea mai înaltă distincție militară de război. După stabilizarea frontului, cum vă spuneam, la Mărăși, Mărășești și Oituz, în toamnă, din păcate sau din fericire, vom vedea în evoluția sau involuția operațiunilor militare, se petrece revoluția bolșevică din Rusia.
Situație în care, deși relațiile de comandament între armata română și armata rusă au funcționat extrem de prost în cadrul acestor bătălii, dumneavoastră gândiți-vă că numai armata a noua rusă, care avea comandamentul la Roman, comandamentul armatei ruse la Roman însuma aproape 1 milion de soldați această armată. Era cea mai mare armată rusă de pe frontul românesc, aproape 1 milion comandament de combatanți. Comandamentul era la Roman, în hotelul modern sau central, cum s-a numit, se afla undeva în fața poștei centrale, poștei mari din Roman, acolo se afla comandamentul. Să avem această imagine a efectivelor imense de care dispunea armata rusă pe frontul românesc. Iar unul din ofițerii, din comandanții țariști care se aflau aici, nu e nimeni altul decât mareșalul Finlandei, de mai târziu și președinte al Finlandei între 1944 și 1946, Mannerheim, care era comandant de divizie, cavalerie, divizia 12 cavalerie în armata țaristă. Dar vom vorbi despre această personalitate într-o emisiune ulterioară. Izbucnirea Revoluției Bolșevice din 1917 practic scoate Rusia din război. Rusia semnează o pace separată la Brest-Litovsk cu Germania, astfel încât ne vedem, armata română se vede singură în fața puterilor centrale. În aceste condiții extrem de grele, suntem nevoiți să încheiem armistițiul de la Focșani în noiembrie 1917, o situație cu adevărat disperată în care practic aceste extraordinare victorii din vara anului 1917 se văd cumva anulate. Urmează, după armistițiul de la Focșani, urmează perioada martie-mai 1918, în care Germania ne impune o pace, așa numită pace, tratat de pace de la Buftea București, care practic transformă țara noastră într-o colonie germană. Germania ia Dobrogea, economia României este subjugată din punct de vedere economic de Germania, iar armata română este nevoită să desfințeze unități, să se retragă în cazări pe alineamente defensive și să aibă un stat de organizare pe timp de pace. Situația era cu adevărat disperată. Regele Ferdinand, spre marele merit al regelui Ferdinand, întregitorul, nu întâmplător, îi se spune întregitorul, regele Ferdinand nu ratifică acest tratat de pace de la Buftea București, un lucru extrem de important, pentru că vom ajunge cu discuția acolo și o să vedem cât de important a fost acest lucru, că Ferdinand nu a ratificat acest tratat de pace de la Buftea București, care, cum vă spuneam, transforma țara noastră într-o colonie germană, practic. Pe acest fond, în schimb, cum vă spuneam, datorită condițiilor internaționale, această revoluție bolșevică din Rusia, se creează premisa alipirii Basarabiei la România. Este numit un guvern filogerman, în urma păcii de la București, este vorba de guvernul condus de Alexandru Marghiloman, da? Conservatorul Alexandru Marghiloman, după ce Abilul Brătianu încercase să-l numească pe Alexandru Averescu prim-ministru, pentru a negocia în cadrul negocierilor cu Germania de la Buftea București condiții mai favorabile pentru România. Alexandru Averescu a fost coleg cu Mackensen, vreau să vă spun, se miza pe faptul că Averescu are o relație personală cu Mackensen. Ori Mackensen, vreau să vă spun, nu are sentimente. Deci nu are sentimente. Germania nu crede în lacrimi, nu are sentimente. Condițiile impuse la Buftea București sunt dezastruoase pentru România. Situație în care, cum vă spuneam, este numit prim-ministru, un filogerman, conservatorul Alexandru Marghiloman, situație în care se creează premisele pe fondul Revoluției Bolșevice, cum vă spuneam, din Rusia, dezorganizării, anarhizării armatei țariste, care prinsese practic rădăcinile bolșevismului. Bolșevismul se instaurase în armata rusă. Și vreau să vă spun un lucru cu adevărat excepțional. Primul congres al ostașilor bolșevizați și cel mai mare din armata României are loc la Roman. La Roman, pe 12 noiembrie 1917, are loc acest prim congres al soldaților bolșevizați din armata rusă. Nu întâmplător că era Roman, comandamentul armatei a noua rusă se afla la Roman. Da? Iar următoarele congrese care vor avea loc la Socola și Chișinău nu fac decât să stabilească bazele ideologice ale congresului de la Roman, practic bolșevizarea armatei ruse. Situația era cu adevărat disperată, cum vă spuneam, situație în care se profită de acest lucru
iar Alexandru Margheloman ordonă intrarea trupelor române în ianuarie 1918 în Basarabia. Se creaseră permisele aducerii Basarabiei la patria mamă. La comanda diviziei 11 infanterie, vreau să vă spun, care primește ordinul de intrare în Basarabia, în Chișinău, se află un fiu al orașului Roman. Este vorba de generalul Ernest Broșteanu. Generalul Ernest Broșteanu, absolvent al școlii militare de ofițeri de infanterie și cavalerie, este născut la Roman, cum vă spuneam, în 1869. Este la comanda diviziei 11 infanterie, unitate care intră practic în Basarabia și asigură acolo ordinea și contribuie practic la hotărârile pe care le-a luat sfatul țării din Chișinău la 27 martie 1918 de unire a Basarabiei cu țara. Deci un prim aspect, să spun așa, al desăvârșirii României Mari se petrece la 27 martie 1918, când generalul nostru Romașcan, generalul de divizie Ernest Broșteanu, în fruntea diviziei 11 infanterie, ocupă practic Chișinăul și face posibil declararea de către sfatul țării, de către patrioții basarabeni de acolo, Ion Inculeț, Pantelimon Halipa, declară practic la 27 martie 1918 unirea Basarabiei cu România. Foarte interesant este faptul că generalul Ernest Broșteanu participă la campania dezastruoasă din Turtucaia, comandant de regiment, este decorat cu ordinul Mihai Viteazu la Turtucaia, datorită acțiunilor de acolo, din fruntea regimentului pe care l-a comandat, este ridicat, înaintat la gradul de general de brigadă și, cum vă spuneam, este numit comandant al diviziei 11 infanterii, care își avea sediul la Slatina, da? Deci în Slatina era această divizie 11 infanterie. Vă rog să-mi permiteți să vă citesc, ca să vedem rolul acestei divizii 11 infanterie, acestui lider militar romașcan, punctul de vedere al lui Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării din Chișinău, care spunea așa, dacă îmi permite să citesc: pentru noi moldovenii, pentru mișcarea noastră națională, intrarea armatei române în Chișinău a fost un element de primă importanță, decisiv. Elementele românești au câștigat mai mult curaj și mai multe speranțe pentru viitor. După acest moment extraordinar, 27 martie 1918, situația în țară era cu adevărat disperată. Se intentează procese, vreau să vă spun, împotriva lui Brătianu de către filogermani, în această perioadă cât România s-a aflat până în 10 noiembrie, când vine a doua mobilizare a armatei române, iar regele Ferdinand refuză cu obstinație să semneze acest tratat umilitor de la Buftea București. În cele din urmă, Parlamentul parafează, dar fără semnarea regelui, acesta este caduc. Vom vedea ce importanță a avut acest lucru în cadrul conferinței de pace de la Paris un an mai târziu, în ianuarie-februarie 1919. Vom vedea cum se puneau problemele acolo și ce a însemnat acest lucru pentru România. A fost practic salvarea României. După Basarabia, în noiembrie, la începutul lui noiembrie, același an, nu, 1918, în care misiunile diviziei 7 infanterie nu mai sunt acele de a lupta împotriva inamicului, ci până la urmă de a urmări și a conduce trupele rusești bolșevizate să părăsească teritoriul țării noastre, pentru că soldații bolșevici nu mai respectau nicio regulă militară, practic. Se dedau la tot felul de jafuri, crime, își împușcau ofițerii, era o anarhie totală, iar România putea să cadă sub această anarhie. Mai mult decât atât, ideile bolșevice deja căutau să-și facă loc în toate sferele noastre. Vom vedea campania din 1919 din Ungaria, ce s-a întâmplat în Ungaria, dar aceasta în perspectivă. La începutul lui noiembrie 1918, cum vă spuneam, practic la 11 noiembrie, armata română intră în Bucovina. Ei, un lucru extrem de important pentru noi romașcani, care într-adevăr e un motiv de mândrie pentru noi, este faptul că înainte de intrarea trupelor române a diviziei 8 infanterie, divizia 8 infanterie cu sediul la Botoșan primește această misiune în avangardă să intre în Bucovina, se află un alt fiu al orașului Roman, generalul Iacob Zadic. Generalul Iacob Zadic este născut la Brătulești, în fostul județ roman. Este cetățean român de origine armeană, el se află la comanda diviziei 8 infanterie, care primește ordinul de intrare în Bucovina. Cu câteva zile înainte de intrarea României în Bucovina, 3 avioane de pe aerodromul militar din Roman
dintre care unul pilotat de plutonierul aviator Bucur Stan, distribuie manifeste asupra Cernăuțului. Distribuie manifeste asupra Cernăuțului, asupra Bucovinei și anunță venirea trupelor noastre, populației românești de acolo. Extraordinar! Avionul, avioanele, Farman decolează de pe aerodromul militar din Roman. Plutonierul aviator, cum vă spuneam, se află la manșa unuia dintre aceste avioane. Generalul Iacob Zadic, această personalitate excepțională a armatei române, cum vă spuneam, născut la Brătulești, în 1867, participă la al doilea război balcanic, comandant, în funcția de comandant, este artilerist, comandant al regimentului 8 artilerie din Roman. La intrarea României în primul război mondial, este șeful de stat major al armatei de nord, comandată de mareșalul Prezan. Este o personalitate cu adevărat excepțională a armatei române. Dacă îmi permiteți să citesc ce le spunea Iacob Zadic ostașilor români care au intrat în Bucovina. Ostași, vouă va păstra soarta norocul de a păși cei din tâi pe pământul scump al Bucovinei. Fiți mândri și arătați-vă demn de încrederea ce vi s-a pus în voi. Voi sunteți ocrotitorii avutului și vieții populației bucovinene. Faceți ca prin purtarea voastră, în toate ocaziunile, să căpătați dragostea cu adevărat frățească a populației în ajutorul căreia veniți. Vă doresc pornice pasului ce faceți și vă zic cu Dumnezeu înainte, spune Iacob Zadic soldaților români care au eliberat Bucovina. Patrioții bucovineni de acolo, Iancu Flondor, prin Congresul Național Bucovinean, la 28 noiembrie declară unirea Bucovinei cu România. Urmează actul de glorie, 1 decembrie 1918, urmează a doua mobilizare a armatei române pe 10 noiembrie 1918, armata română la momentul 1 decembrie 1918, divizia 7 infanterie comandată de un alt general, Moșoiu, Traian Moșoiu, supranumit și generalul Marii Unii, născut la Făgăraș. Vom vorbi despre personalitatea generalului Traian Moșoiu, pentru că el va fi și comandantul trupelor române din Transilvania și ulterior comandant militar al Budapestei. Momentul 1 decembrie 1918 este unul cu adevărat excepțional și v-aș propune, stimați telespectatori, ca în emisiunea viitoare să vorbim despre campania armatei române din Ungaria din 1919 pentru păstrarea, pentru apărarea României Mari împotriva Republicii Sovietice a lui Bela Kun și dedesubturile practica desfășurării conferinței de pace de la Paris de la începutul anului 1919. Vă mulțumesc pentru atenție, trăiască România Mare! La revedere!